Urmează știrile Smile FM cu Sorin Popliuc. Descinderi cu mascați și câini la lăutarii din Bârlad. În această dimineață, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, sub supravegherea parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, efectuează 23 de percheziții domiciliare în județul Vaslui. Majoritatea perchezițiilor sunt în zona Bârlad, iar vizate sunt persoane care au obținut venituri în perioada pandemiei prin declarații false din activități gen lăutărie fără a le desfășura. În perioada octombrie 2020-ianuarie 2021, persoanele bănuite de comiterea faptelor ar fi folosit documente falsificate pentru obținerea unor sume de bani acordate de la bugetul de stat cu titlu de indemnizație de sprijin pentru persoane care au obținut venituri exclusiv din drepturi de autor și conexe și se află în imposibilitatea de a-și desfășura activitatea în contextul pandemiei. Prejudiciul estimat în cauză este de 200.000 de lei. Persoana vătămată este Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui. O elevă din Bârlad a fost premiată de NASA și ESA. O elevă din cadrul Școlii Gimnaziale Episcop Iacov Antonovici Bârlad, membra Asociației Astronomice Sirius, a fost distinsă cu premiul 2 la concursul Cassini, om de știință pentru o zi, organizat de NASA și Agenția Spațială Europeană. Elevii pasionați de cosmos care au fost interesați să afle cât mai multe informații despre ultimele misiuni NASA au participat la concursul Cassini, Scientist of the Day, adică om de știință pentru o zi, organizat de NASA și ESA. La competiția școlară s-au putut înscrie elevi pe categoriile de vârstă 10-12 ani, 13-15 ani și 16-18 ani, fie individual, fie în echipaje cu cel mult 4 membri. Tot ce au avut de făcut a fost să trimită un eseu cu cel mult 300 de cuvinte în care să argumenteze motivul pentru care ținta descrisă în lucrare reprezintă alegerea cea mai bună din perspectiva cercetării științifice, respectiv a descoperirii de lucruri noi despre ținta aleasă. La concurs au luat parte elevi din Statele Unite ale Americii și din alte 43 de țări din întreaga lume, printre acestea numărându-se și România. Eroziunea solului a ruinat 40.000 de hectare din județul Vaslui. Numai puțin de 40.000 de hectare de teren din județul Vaslui sunt improprii pentru agricultură din cauza eroziunii solului. Pentru a reda circuitului economic aceste suprafețe de pământ, este nevoie de o serie de investiții masive. ANIF Vaslui a pregătit 11 proiecte cu valoare de 9,8 milioane de euro pentru stoparea eroziunii solului, care falimentează sectorul agricol. Un singur centimetru de sol fertil se formează într-o perioadă de 300 până la 500 de ani. Om de afaceri din Vaslui, jefuit la pont de o grupare de hoți, prejudiciu de 10.000 de euro. Hoții au acționat la pont într-o zi de duminică, când știau că proprietarul nu este acasă. De obicei, acesta își dezlega câinele, un ciobănesc german, atunci când pleca la locul de muncă, însă în ziua respectivă a decis să-l țină închis în padoc. Hoții au văzut această imprudență ca pe o invitație și au acționat fără să fie în niciun fel deranjați. Au pătruns în locuință de unde au sustras 20.000 de lei și 20.000 de euro. La mai bine de o săptămână de la comiterea faptei, aceștia sunt de negăsit, deși furtul a avut loc la o casă situată pe strada Ștefan cel Mare, în apropiere de fosta moară. Pe data de 23 mai, ora 12 și 14 minute, am fost sesizați de către un bărbat în vârstă de 69 de ani cu privire la faptul că persoane necunoscute au pătruns în locuința sa de unde au furat o sumă de bani. S-a deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, iar în prezent se efectuează cercetări pentru a se identifica autorii, tragerea acestora la răspundere și recuperarea prejudiciului, a declarat Bogdan Gheorghiță, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui. Veste bună pentru tătici, pot asista la nașterea copiilor. Din iunie, unul dintre aparținătorii gravidelor care trebuie să nască cel mai probabil viitorul tătic sau chiar mama gravidei, va avea voie să intre în sala de nașteri pentru a asista la miracolul aducerii pe lume a bebelușului. Va trebui să respecte însă cu strictețe regulile impuse de autoritățile sanitare. Regulament nou pentru plata taxei de salubritate de către agenții economici. Sistemul integrat de management al deșeurilor solide din județul Vaslui intră într-o nouă fază. În prezent se lucrează la introducerea unui regulament pentru persoanele juridice pentru a plăti și ele taxa de salubritate. În acest fel se scot din ecuație contractele bilaterale dintre firmele de colectare și persoanele juridice. Se va introduce acest regulament pentru a nu mai avea animozități atunci când se intre la colectare. Dorim să avem o bază financiară corectă în funcție de generare pentru a ne putea plăti prestațiile făcute de colectori, respectiv de depozitar, a precizat Ciprian Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui.
Taberele de romi implicate în bătaia de la Băcești au dat-o la pace pentru 40.000 de lei și o masă la restaurant în Vaslui. Cele patru persoane arestate în urma bătăilor sângeroase de la Băcești au fost puse în libertate luni de Tribunalul Vaslui, după ce victimele și-au retras plângerile. Păun Emil Constantin, Păun Brăduț, zis Șampi, Monea Viorel și Ștefan Marconeso, zis Monea Salvator, au scăpat din centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Vaslui, după ce, spun sursele noastre, ar fi plătit suma de 40.000 de lei lui Roman Sorinel și Roman Vasile, zis Vasiloi. Agresorii, victimele și rudele acestora s-au întâlnit ieri la un restaurant din Vaslui, unde au sărbătorit Marea Împăcare cu băutură și mâncare din belșug, asta în timp ce la Băcești, jandarmii și polițiștii patrulau în continuare pe străzile comunei pentru a asigura liniștea și ordinea publică. Decizia de a-i pune în libertate pe cei patru agresori este o bătaie de joc în primul rând la adresa statului român, care timp de o săptămână a asigurat resursele necesare stării de siguranță specială în comuna din nordul județului. Șansele să ne trezim din nou cu bătăi sângeroase pe străzile Băceștiului nu au scăzut în totalitate, pentru că soarta celor doi amorezi de la care a pornit tot scandalul va fi tranșată zilele viitoare tot în Stabor, dovadă că romii nu au înțeles nimic din acest episod. Absolvenții de liceu promoția 2021 se pot prezenta pentru înregistrare ca persoană în căutarea unui loc de muncă ca etapă prealabilă și obligatorie pentru obținerea indemnizației de șomaj în intervalul 5 iunie-3 august 2021 inclusiv în zilele lucrătoare. Anul trecut, 337 de tineri absolvenți s-au înscris la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui pentru a primi șomaj. Potrivit prevederilor legii, absolvenții trebuie să se prezinte la agențiile pentru ocupare în termen de 60 de zile de la absolvire. În cazul în care unii tineri mai au corigențe și nu au situația încheiată la toate materiile, aceștia se vor prezenta în interval de 60 de zile de la susținerea și promovarea examenului de corigență. În acest sens, adeverința eliberată de instituția de învățământ va specifica data promovării examenului de corigență. În cazul adeverinței, trebuie să rezulte că data absolvirii anului terminal a fost 4 iunie 2021. Primăria Muntenii de Sus pare că va scăpa basma curată după incendiul de la groapa clandestină de gunoi. Deși imaginile publicate de un cotidian vasluian au arătat clar o sursă de poluare, Garda de Mediu nu a dispus nicio măsură. Contactat telefonic, comisarul șef Gabriel Laic a declarat că Primăria Muntenii de Sus a fost amendată anul trecut cu 15.000 de lei pentru respectiva groapă clandestină de gunoi, însă sancțiunea a fost contestată în instanță, iar următorul termen este 9 iunie. Inspectoratul pentru situații de urgență nu a fost informat de incendiu, deși legea cere acest lucru. Potrivit legii numărul 307 privind apărarea împotriva incendiului, buldoescavatoristul care a intervenit să stingă flăcările trebuia să anunțe serviciile de urgență, primarul sau poliția. Apoi, aceeași lege spune că primarul trebuia să coordoneze organizarea permanentă a intervenției și să informeze de îndată inspectoratul despre izbucnirea și stingerea cu forțe și mijloace proprii a oricărui incendiu de pe raza unității administrativ-teritoriale, iar în termen de 3 zile să completeze și să trimită acestuia raportul de intervenție. Or, aceste lucruri au lipsit, dacă ne reamintim declarațiile primarului lui Vartolomei. Eu nu știu sincer la ora aceasta, adică duminică 30 mai, orele amiezii, despre ce este vorba. Voi discuta cu oamenii de la primărie să văd ce s-a întâmplat, a mai spus primarul. Un brașovean a fost prădat de hoți în garela Vaslui. Un bărbat în vârstă de 65 de ani din Brașov a rămas fără 5.000 de lei în garela Vaslui, după ce a dat nas în nas cu un șuț de buzunare. Din fericire pentru victimă, hoțul a fost prins la scurt timp de polițiști, iar prejudiciul a fost recuperat în totalitate. Evenimentul Colorează-mă Copilărie a fost amânat. Din pricina vremii nefavorabile, evenimentul Colorează-mă Copilărie, organizat de Consiliul Județean Vaslui, Primăria Vaslui și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui, ce era inițial programat pentru astăzi, 1 iunie, a fost amânat. Copiii vor trebui să aștepte până duminică, 6 iunie, pentru a se bucura de surprizele oferite de organizatori. Programul a rămas același. De dimineață și până seară, prin grija Centrului de Cultură Tradițională, copiii vor colora cu cretă aleile Parcului Copou și vor participa la activități specifice culturii populare, la atelierele de confecționat jucării de lemn, de olărit, de pictură și de dans popular, înviorate de momente de divertisment și cântece pentru copii, susținute de animatori și soliști. În egală măsură, datorită primăriei municipiului Vaslui, copiii vor executa desene pe asfalt, vor participa la un atelier de graffiti, vor fi premiați pentru desenele expuse pe panouri, vor participa la un spectacol muzical susținut de Asociația Domisong și vor retrăi atmosfera amintirilor din copilărie cu trupa Teatrului de Păpuși a Asociației Culturale Podul Înalt. Va fi prezent și un stand unde se pot dona rechizite școlare și jucării noi în scop caritabil. Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe radioul numărul 1 din județul Vaslui, pe 93,2 MHz, pe www.smilefm.ro și pe Media TV Bârlad.
Smile FM.